Informație de ultim moment, președintele Klaus Iohannis îi transmite o scrisoare deschisă premierului Sorin Grindeanu. Colega mea, Alina Sorocean, ne spune ce transmite președintele prin această scrisoare. Alina, te rog. Imediat o să ne spună Alina Sorocean. Este a doua scrisoare în ultima perioadă pe care o transmite președintele Iohannis în mod public premierului Grindeanu. Prima a fost cea legată de modul în care a fost construit bugetul în privința apărării. Erau câteva nemulțumiri ale președintelui acolo. De această dată, președintele îi scrie premierului în legătură cu ordonanța de urgență numărul 13 pe 2017. Vedem exact și momentul în care a fost făcut public acest document. Spune administrația prezidențială, așadar președintele României, prin această scrisoare, că îi solicită premierului să abroge ordonanța de urgență numărul 13 pe 2017, invocă președintele faptul că nu există nicio urgență pe care să justifice această ordonanță în condițiile în care astăzi, practic, Parlamentul a început sesiunea normală și așadar putea fi făcută această modificare inclusiv în Parlamentul României. Vom vedea și răspunsul premierului Grindeanu și al coaliției de guvernare la această, cea de-a doua scrisoare, spuneam, transmisă de președintele Iohannis Palatului Victoria.